în anul 2020 nu am reușit să oprim emisiile de dioxid de carbon care vor sfârși prin a încălzi planeta. La orizontul 2020, oamenilor le va fi impus un model de hiperconsum care să susțină interesele financiare ale puterii. Anul 2020, într-o viziune pesimistă, dar posibilă, ne va aduce o dominare a populației prin tehnologie. La orizontul 2020, resursele energetice fosile se vor apropia de epuizare și, în mod nedemocratic, se vor impune măsuri de reglementare a consumului. La orizontul 2020, sistemul financiar se va transforma servind mediilor de influență. În anul 2020, creșterea demografică va fi controlată prin măsuri coercitive. Orizontul 2020, extinderea sărăciei și inegalitățile sociale vor genera o criză socială adâncită de oferta alimentară deficitară. În anul 2020 vom asista neputincioși la deteriorarea ecosistemelor. Criza apei, poluări locale, defrișări, deforestări și nu în ultimul rând la deteriorarea și pierderea diversității. Până în anul 2020, evenimente politice tensionate ar putea crea un vid de putere ce ar putea la rândul său duce la instaurarea unei dictaturi globale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.